Suntem gata să începem. Înainte să dăm start programului, câteva detalii tehnice. Avem traducere pe canalul 1 pentru limba română, canalul 2 pentru limba engleză și canalul 3 limba rusă. Respectiv, vă rog să găsiți canalele respective conform limbii dumneavoastră de comunicare și suntem gata să dăm start. Onorată asistență, doamnelor și domnilor, bine ați venit la ceremonia de acordare a granturilor mici organizațiilor societății civile, promotoare ale egalității de gen și eliminării violenței împotriva fetelor și femeilor. Este un eveniment dedicat celebrării rolului societății civile în avansarea agendei de gen, prin investiția în capacitarea organizațiilor naționale și locale dedicate promovării drepturilor femeilor și fetelor. La sfârșitul lunii aprilie a acestui an, 2021, UN Women Moldova a anunțat un concurs de granturi mici pentru organizațiile societății civile în domeniile eliminării violenței împotriva femeilor și fetelor, femeile în conducere și guvernare și femeile în domeniul HIV. Procesul de selecție a declarat 17 organizații ale societății civile câștigătoare. Astăzi le celebrăm și celebrăm investiția în această schimbare transformativă a organizațiilor societății civile care vor fi sprijinite pentru a dezvolta politici interne sensibile la gen și pentru a integra egalitatea de gen în structurile lor, ca ulterior să promoveze cultura toleranței, egalității și nediscriminării în țară. De la nord la sud, de pe partea dreaptă și stângă a Nistrului, într-un format unic, programul de granturi mici reunește astăzi o rețea de organizații cu valoare semnificativă la nivel local. Care sunt acestea și ce misiune au, urmează să le cunoaștem pe toate astăzi. Bineînțeles, acest program de dezvoltare se datorează unui credit de încredere oferit de către partenerii UN Women Moldova. Astfel, cu o deosebită gratitudine și onoare, deschidem ceremonia de astăzi alături de partenerii fideli UN Women. Îl invităm cu un discurs de deschidere pe domnul Adam Amberg, șef al secției Cooperare pentru Dezvoltare, Ambasada Suediei la Chișinău. Bună dimineața tuturor! Este o plăcere să văd oameni în viața reală. Desigur că e un pic ca de parcă ești în Afganistan, pentru că nu văd pe nimeni din dumneavoastră pe deplin. Și oricum este o plăcere atât de mare să fiu aici, la această universitate, în această sală fantastic de frumos renovată, la care cred că am participat și noi, partea suedeză. Așadar, pentru început, stimați parteneri, dragi participanți, Suedia promovează agenda egalității de gen în Moldova și în ultimii ani am avut posibilitatea să întâlnim organizații locale active, specialiști cu devotament și persoane care vor să îmbunătățească activitatea instituțiilor în care activează. Toți doresc sau doresc schimbări în comunitatea în care locuiesc. Întotdeauna este ca o recompensă pentru mine personal, dar și din punct de vedere al Suediei, să văd că ideile dumneavoastră să fie susținute și astăzi este o ocazie foarte bună pentru a repeta acest fapt. Atunci când ai o idee, întotdeauna poți să găsești modalități de a o implementa. Aș vrea să mulțumesc în mod special UN Women pentru
proiectarea acestui program de mici granturi și a tuturor, și vreau să mulțumesc tuturor organizațiilor care au participat cu intenția de a diversifica activitățile pe care le implementează în comunitățile lor. Oportunități și egale, drepturi egale pentru femei și fete fără prejudicii încă sunt obiective care urmează să fie atinse în Moldova, dar și în Suedia. Și sperăm noi că prin această contribuție cultura de egalitate va fi promovată în Moldova și va aduce discuții globale despre, va aduce mai aproape discuțiile globale despre nediscriminare. În fine, nu doar prin activități de conștientizare, dar și prin catalizarea unor activități colective și prin lucru împreună, putem face și de aceea, ar vrea să vă felicit pe toți cei care veți primi certificatele și sper că aceste inițiative vor continua mai departe. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim frumos, domnule Amberg. În continuare, o invităm pe doamna Dominica Stoianovska, reprezentantă de țară UN Women Moldova. Vă mulțumesc. Bună dimineața tuturor participanților. Am să-mi scot masca, cred că distanța e suficientă ca să-mi permit să fac asta și microfoanele sunt dezinfectate. Vă mulțumesc mult și pentru acest sprijin. Așadar, din numele UN Women vreau să vă mulțumesc tuturor care ați venit astăzi. Am avut participare limitată din cauza restricțiilor COVID. De altfel, am fi invitat mai mulți participanți, dar e o apreciere, o onoare mare pentru mine să avem astăzi la ceremonie de acordare a micilor granturi, pentru că ele sunt dedicate lucrului asupra promovării egalității de gen, eliminării violenței împotriva femeilor și îmbunătățirea liderismului feminin și reducerea HIV și SIDA. Aș vrea să recunosc faptul că această activitate pe care o organizați în societate civilă deja o fac de mulți ani și în special aș vrea să mulțumesc organizațiilor societate civilă pentru acțiunile întreprinse în timpul crizei de COVID-19, când implicarea voastră a fost crucială. Și de asemenea vreau să mulțumesc parteneriatul care crește și se extinde continuu cu organizațiile societate civilă pe platforma de egalitate gen și Coaliția Națională de Eliminarea Violenței împotriva Femeilor. Din partea noastră, mulțumim mari și pentru parteneriatul pe care îl avem cu ambasada Suediei și UNAIDS. Asta e modul în care trebuie să lucrăm. Așa trebuie să aducem împreună cunoștințele noastre tehnice, expertiza, angajamentul pentru a sprijini promovarea egalității de gen. Și știu eu că în acest auditoriu va fi superficial pentru mine să explic de ce sunt importante aceste granturi, dar totuși aș vrea să fac câteva comentarii. Aceste granturi sunt acordate pentru două categorii. Una este eliminarea violenței împotriva fetelor și femeilor și eliminarea HIV și SIDA, iar celălalt sunt granturi care vor sprijini femeile în rolul de conducere, inclusiv agenda de pace și securitate. Astea sunt extrem de importante pe de-o parte, din cauza că noi oricum continuăm să vedem violența împotriva femeilor. Violența împotriva femeilor, trebuie să repetăm, e cea mai răspândită încălcare a drepturilor omului în lume și ea e persistentă și vedem cât de mult a crescut aceasta în timpul crizei de COVID-19. Și iată, acesta e un lucru pe care trebuie să ne-l repetăm nouă, permanent, pentru că astea sunt acțiunile pe care repetarea și persistența violenței ne forțează să repetăm acțiunile astea. Avem datele din 2011, dar deși sunt vechi datele, dar am văzut că 33% din femeile peste 13 ani au fost afectate, au fost suferite de vreo formă de violență din partea soțului sau partenerului de trai în timpul vieții. Este o cifră foarte mare și deși multe au fost realizate în promovarea politicilor egalității, oricum vedem că prevalența e înaltă și problema continuă să existe. În acest sens, rolul organizațiilor de societate civilă este crucial pentru promovarea modificărilor de legislație pe eliminarea violenței, inclusiv ratificarea Convenției de la Istanbul
profesoare de servicii, activități de conștientizare, sprijinirea femeilor ca reprezentanți ai intervențiilor din prima linie. Și iată, în acest sens, rolul dumneavoastră extrem de important și ce facem noi. E o contribuție mică la angajamentul înalt al dumneavoastră deja. Și aș vrea să mai sublinez încă un lucru. Organizațiile care lucrează cu femei și fete și bărbați afectați de HIV și SIDA. Astea sunt persoane care sunt la marginea societății și activitățile organizațiilor care îi sprijină sunt cruciale și sunt foarte importante, dar am să las să reflect asupra acestui lucru. Colega mea și ea va reprezenta lucrurile mai bine decât mine, dar aș vrea să închei spunând că de ce avem noi nevoie de granturi să susținem femeile în leadership. Dacă vrem violența împotriva femeilor să fie redusă, abordată și eliminată, avem nevoie de mai multe femei în funcții de luare deciziilor în guvernare și noi încă nu am ajuns acolo. Moldova este un exemplu excelent în lume. Avem o femeie președinte, femeie prim-ministru, femeie ministră de interne și asta e un domeniu dominat de bărbați, dar trebuie să facem mai multe, deoarece liderismul trebuie să aducă rezultate de guvernare sensibilă la gen, trebuie să fie mai multe politici sensibile la gen și iată aici vine rolul organizațiilor de societate civilă. Este rolul important de sporirea conștientizării, pledoarii în fața guvernului pentru a modifica legi politici și de a trage la răspundere. Cum au implementat, câte fonduri au fost alocate pentru aceste domenii, în ce măsură fondurile alocate au fost utilizate pentru destinația stabilită. Și iată aici e vocea organizațiilor de societate civilă. Pentru noi, OSCE-urile sunt un partener extrem de important. Noi existăm ca UN Women, doar datorită pledoariei organizațiilor de societate civilă la nivel global. El timp de ani de zile spunea că noi avem nevoie de o agendă cu, de o agenție cu agendă feministă și asta suntem noi. Noi suntem o organizație cu agendă feministă, dar feministă înțeles în sensul corect, adică promovând egalitatea dintre femei și bărbați. Și în acest mod, ceea ce aș vrea să spun eu, este că astăzi noi acordăm granturile către 17 organizații și astea au fost selectate pentru un apel public și noi știm că avem organizații de pe ambele maluri ale Nistrului. Avem 11 OSCE-uri care au fost selectate în domeniul eliminării violenței contra fetelor și femeilor și 6 din domeniul leadership-ului și guvernanței. Ce facem cu granturile astea? Deși ele sunt mici, ele reprezintă o implicare semnificativă organizației pentru consolidarea instituțională a mecanismelor internaționale și proceselor interne pentru a elabora planuri de acțiuni care să fie sensibile la gen, mecanisme interne care să reflecte agenda de egalitate de gen și aceasta este o modalitate într-un mod de pentru noi asta o implicare ca să vedem ONG-uri cu agenda clară de promovare a egalității de gen și consolidare a mecanismelor lor instituționale interne ca noi să putem acorda mai mult sprijin expansiunii și să avem mai multe organizații societate civilă în țară care sunt lideri în promovarea egalității de gen și fac pledoarii la nivel local, național și trag la răspundere decidenții pentru ceea ce fac ei. Deci eu sper din tot sufletul că aceste granturi vor realiza ceea ce se intenționează, dar nu numai atât. Sper că aceste granturi vor duce la o parteneriat și cooperare continuă a noastră, pentru că într-un fel toți suntem parteneri, pentru că toți vrem să obținem, să atingem același obiectiv. Deci eu percep asta ca o oportunitate de aur pentru noi, ca să continuăm să extindem rețeaua de organizații susținând activitatea lor importantă și sper că vom reuși în acest sens. Vă mulțumesc mult pentru răbdarea cu care m-ați ascultat prin tot discursul meu, dar chiar sunt foarte bucuroasă că suntem la această etapă de acordare a granturilor. Vă mulțumesc! Continuare în calitate de partener UN Women la ceremonia de deschidere este programul comun al Națiunilor Unite privind HIV și SIDA. Cu un cuvânt de salut o invităm pe doamna Svetlana Plămădeală, manageră de țară UNAIDS Moldova.
Mulțumesc frumos! Este foarte important să ne simțim siguri și toate aceste operațiuni mici, tehnice, desigur că ne dau acest simțământ de siguranță împotriva COVID. Vă salut cu respect și sunt onorată și bucuroasă să particip la acest eveniment de lansare a granturilor pentru organizațiile care activează în domeniul egalității de gen și eliminării violenței în bază de gen. Este o agendă importantă, așa cum a subliniat și Dominica și Adam, și sunt foarte bucuroasă și consider că aceste granturi sunt o oportunitate aproape unică pentru femei, pentru organizațiile non-guvernamentale care activează în acest domeniu. Este o oportunitate de a face organizațiile pentru femei mai puternice, de a le avea implicate în egală măsură în tot ceea ce presupune și trebuie să facă o organizație non-guvernamentală și mai ales să asigure că vocea celor pe care le reprezintă, da, a femeilor în situație de vulnerabilitate, este auzită. Este auzită într-un mod puternic, da, și astfel încât să se producă schimbări la nivel de politici, dar și schimbări la nivelul vieții și calității vieții fiecărei femei. Este vorba, așa cum zicea Dominica, despre agenda de leadership a femeilor, auzirii vocilor, dar este vorba și despre câteva granturi care vor fi oferite organizațiilor de femei care lucrează cu cele mai vulnerabile, să zicem, femei. Și aceasta este foarte important atât pentru UNAIDS, ca și organizație care promovează drepturile femeilor afectate și din grupuri vulnerabile la HIV, dar de asemenea și pentru întreaga agendă ONU, care are drept principiu asigurarea că nimeni nu este lăsat în urmă. Deci aceasta este o oportunitate să aducem toate femeile, mai și fetele, desigur, în față. Este o oportunitate unică, zic eu, încă și din considerentul că, cel puțin din observațiile mele, în ultimul timp sunt foarte multe așteptări din partea organizațiilor non-guvernamentale. Ele își au rolul de watchdog, da, să urmărească, să monitorizeze implementarea, monitorizarea politicilor publice și în ce măsură acestea ajung la publicul țintă căruia este adresat. Acum noi vorbim despre femei și fete, da? Deci, pe de o parte, această funcție, pe de altă parte, este vorba și de foarte multe servicii pe care fiecare dintre dumneavoastră le prestați pentru femei și fete. Și așteptările partenerilor de dezvoltare este ca aceste organizații să producă, să livreze și de multe ori aspectul acesta de dezvoltare organizațională, instituțională, este cumva lăsat în urmă și fiind organizații neguvernamentale care nu produc și nu au venituri, da? Deci partea aceasta de creștere profesională, de fortificare a organizației rămâne afectată și rămâne pe umerii liderilor de organizații să înțeleagă cum se descurcă ca să asigure că organizațiile se dezvoltă, cresc și devin mai puternice. Deci eu vreau să vă felicit pe toți dumneavoastră pentru faptul că ați îndrăznit, că ați aplicat, că ați câștigat și că o să reușiți astfel să acoperiți anume golurile despre care vorbeam, deci mă refer la organizațiile care au accesat resurse pentru fortificarea organizațiilor. Eu vreau să mulțumesc pe această cale UN Women, da, deci agenție soră, pentru o colaborare foarte frumoasă, deci avem o colaborare frumoasă la nivel de avansare a politicilor publice, dar este vorba și despre o colaborare frumoasă pe timp de pandemie și asigurarea că femeile din grupul pe care eu îl reprezint, da, deci femeile care trăiesc cu HIV și cele din grupurile cheie, au primit din cadrul
cadrul unui program ONU comun ajutoare în momentul în care acestora le-a fost cel mai greu, dar de asemenea și programe de mentorat pentru femei și iată alinierea UNAIDS la acest concurs de granturi. Deci este o colaborare foarte frumoasă pe care o apreciez foarte mult și care sper că o să ne dea noi idei de colaborare, dar și de colaborare, astfel încât femeile pe care dumneavoastră le serviți să fie mulțumite, mai puternice și mai vocale. Și vreau să mulțumesc și Ambasadei Suediei pentru că promovează una dintre cele mai dificile aspecte ale agendei de dezvoltare. Este vorba despre drepturile omului, este vorba despre agenda egalității și echității de gen și avem un program la fel foarte frumos care unește ambele maluri, da? Deci de fortificare a drepturilor omului pe ambele maluri ale Nistrului și mă bucur că și aici s-a reușit să avem organizații atât de pe malul drept, cât și de pe malul stâng și, cum ziceați, și dumneavoastră de la nord, la sud, toată țara, nu doar Chișinăul, dar și în teren, astfel încât să avem parte de această egalitate pe care o promovăm. Vă mulțumesc încă o dată dumneavoastră organizațiilor, foarte frumos, partenerilor, mass media și succes în implementarea granturilor. Mulțumesc! Mulțumim frumos, doamna Plămădeală. Încheiem aici seria de intervenții oficiale pentru a da tonul evenimentului și a inspira procesul de colaborare. Deschidem ceremonia, mult așteptată, cred eu, de acordare a granturilor. Nu înainte să vă provoc. Femeile și fetele reprezintă mai mult de jumătate din populația Republicii Moldova, totuși sunt subreprezentate în instituțiile care iau decizii cheie și le afectează viața. În ciuda angajamentului sporit al femeilor în rolurile publice de luare deciziilor, egalitatea este departe. De asemenea, cu regret, femeile din Moldova, ca și în alte țări, încă sunt afectate de violență, indiferent de context, cultură sau statut socioeconomic, cu urmări grave pentru ele, familiile acestora și societate. Provocarea care urmează ține de realitatea din cifre. În ce măsură le cunoaștem noi și putem să înțelegem prin curiozitățile la care am să vă supun cum stau cifrele. Așadar, vă invit, așa cum bănuiesc că aveți în buzunar un telefon mobil, vă invit să-l scoateți, să-l conectați la internet, Wi-Fi-ul de aici, ori datele mobile și colegul meu mă va ajuta să găsiți pe menti.com un mini-test, dacă vreți, să înțelegem cum stăm în cifre cu egalitatea de gen. Așadar, ajungând pe menti.com, introduceți acest cod 7454-5342 și iată, acuși vedem cât se alătură testului. Putem să urmărim real-time câți se alătură. Unicorni avem și vâslași, deci toate emoticoanele posibile. Haideți să ne alăturăm cât mai mulți. Așa, așa. Venim mai mulți. Ia uitați-vă cât de reprezentativ, divers și colorat suntem. Așa, așa. Bine, bine, cât ne alăturăm toți tehnic, zic să dăm start quiz-ului și vine prima întrebare. Așadar, câte țări sunt conduse la moment de o femeie? Ia să vedem. Întrebarea este așa cum o auziți. Sunt conduse de o femeie. Așa, timpul a expirat, să vedem răspunsurile. Așa, răspunsul corect, 22. Deci, cine a știut, bravo lor, cine nu, învață astăzi. Despre asta este această experiență. Trecem la următoarea întrebare. Care este ponderea primăriilor conduse de femei în Republica Moldova? Cunoaștem ori nu acest lucru? Venim în țară să înțelegem lucrul ăsta. Ia să vedem. Așa, mai răspundem. Hai să vedem răspunsul corect.
Din nou 22% avem ponderea din țară, un procent încă modest, mai avem de lucru. Trecem la următoarea întrebare. Ia să vedem. Conform informațiilor prezentate de procurori și Inspectoratul General al Poliției, în anul 2020 s-au înregistrat cu, vedem câte cazuri mai multe sau mai puține, de violență în familie. Ia vedeți cum joacă aceste culori. A fost un an pandemic, a fost un an extraordinar. Și în același timp acest fenomen social, din păcate, hai să vedem răspunsul, a crescut și răspunsul corect cu 1130 de cazuri mai multe decât 2019. Da? Din păcate, asta însemnând că eforturile au nevoie de a fi consolidate și mai mult. Așadar, haideți să vedem cine, avem un câștigător sau nu, cine a răspuns la toate întrebările corecte. Mai avem o întrebare, așa, câte ordonanțe de protecție au emis instanțele judecătorești din Moldova în anul 2020? Evident, în cazurile de violență în familie. Cazurile au crescut, respectiv, cât de mult au crescut și ordonanțele de protecție în emiterea lor. Așadar, suntem gata să vedem răspunsul? Da, răspunsul corect este 635. Acesta este răspunsul corect. Și, într-adevăr, haideți să vedem dacă avem un câștigător. Trecem la următorul slide. Leaderboard-ul. Cine a câștigat? And the leaderboard. Ia să vedem. Nu știu cine sunteți, sunteți în incognito, dar aveți unii din dumneavoastră și nume. Așa, câștigător este Pingu, un pinguin. Cine este, vedeți dumneavoastră, știți, ați acumulat, ați răspuns și repede și corect. Respectiv îl celebrăm și vine încă o întrebare, te rog să mergi mai departe. Să descrieți printr-un cuvânt starea dumneavoastră de acum. Este toamnă, răcoare, ușor de dimineață, dar și avem multe pe agendă, ați lăsat toate la oficiu să veniți la o astfel de activitate. Cum vă simțiți? Care este emoția care vă descrie? Ia să vedem. Ia uitați-vă ce nor frumos apare. Așa, great, recunoștință, nerăbdătoare, mobilizare, amazing, speranță, inspirată, binișor, excited. Așa, toată paleta de emoții. Bogat, așa, chiar și așa, happy, vesel. Ia uitați-vă. Neterpenie chiar este și nerăbdare să vedem premierea. Bun, cu această paletă frumoasă de emoții, îți mulțumesc, te rog să încheiem slide-ul. Cu această paletă mergem mai departe către ceremonia propriu-zisă de înmânarea certificatelor de grant și contez eu că până la sfârșitul ceremoniei tonul acestor emoții va fi amplificat și emoția dumneavoastră finală de aici va fi una bogată, plină și cu multe amintiri create astăzi. Așadar, putem conchide însă și în privința testului pe care l-am făcut că încă avem mult de lucru și femeile în politică se confruntă cu numeroase bariere care le împiedică participarea deplină, iar în cazul violenței împotriva femeilor și fetelor în Republica Moldova, situația indică încă cifre alarmante. Pentru o perioadă îndelungată, UN Women cooperează cu o gamă largă de organizații ale societății civile de pe ambele maluri ale râului Nistru pentru a oferi sprijin părților interesate la nivel național și local în vederea asigurării, promovării și participării semnificative a femeilor de pe ambele maluri sau nivele de participare în securitate și apărarea țării. Pentru a avea o voce mai puternică și un număr mai mare de avocați și avocate pentru egalitatea de gen, este extrem de important să existe ONG-uri puternic, capacitate și angajate. Astfel, UN Women este dedicată sprijinirii consolidării capacității acestor organizații ale societății civile pentru a acționa
ca o voce unică în fața autorităților și a oferi servicii adecvate și calitative femeilor și fetelor. Așadar, îi sau le felicităm și îi invităm să ne onoreze în scenă pe reprezentanții și sau reprezentantele organizațiilor desemnate câștigătoare în cadrul domeniului de impact femei în conducere și guvernare. Mai întâi de toate, pentru mânarea certificatelor, aș vrea să îi invit pe domnul Adam Amberg, șef al secției Cooperare pentru Dezvoltare, și Victoria Ignat, coordonatoare programe Femei în Liderism și Guvernare. Împreună, aceștia vor înmâna aceste certificate așteptate, cu nerăbdare chiar. Așadar, auzind denumirea organizației dumneavoastră, vă invităm pe scenă să ridicați aceste certificate și odată ajunse aici, vă rugăm să staționați câteva secunde pentru a fi acest moment portretizat în istorie cu camerele care sunt aici pentru o poză comună și ulterior deja vă întoarceți înapoi în sală. Bine, aplauze pentru câștigul asumat Asociației Obștești, Societatea Persoanelor cu Dizabilități, TAUR, din Chișinău. Vă invităm să vă ridicați certificatul. Organizația are drept scop crearea oportunităților sociale și economice prin sprijin inovator persoanelor cu dizabilități pentru o viață independentă. Felicitări! În continuare, invităm să ridice certificatul de grant Asociația Obștească Interacțiune de la Tiraspol. Organizația activează în domeniul promovării și protecției drepturilor omului bazate pe abordarea intergenerațională, prevenirea traficului de persoane, violența în familie, egalitatea de gen și domeniul de femei, pace și securitate. Felicitări! Invităm în continuare Asociația Obștească Părinți Solidari din Chișinău. Organizația acționează pentru respectarea drepturilor copiilor, în special dreptul la sănătate și educație, buna guvernare a instituțiilor din învățământ, integritate în domeniul educațional, campanii de informare a părinților, monitorizarea bugetelor și achizițiilor publice. Un portofoliu foarte bogat. Felicitări! Invităm în continuare Asociația Obștească Media Birli, Uniunea Media, de la Comrat, Găgăuzea. Scopul organizației este asigurarea pluralismului și libertății de exprimare, precum și educarea și dezvoltarea profesională a jurnaliștilor și jurnalistelor, promovarea dreptului la acces la informații în condiții de libertate de exprimare pentru locuitorii din Găgăuzea, prin pluralism de opinii. Felicitări și spor în implementarea proiectului. De la Bălți, invităm în continuare Asociația pentru Drepturile Omului Lex 21. Fondată în 2003 de către un grup de studenți de la Facultatea de Drept, organizația și-a setat misiunea în domeniul apărării și promovării drepturilor omului în Republica Moldova prin dezvoltarea activismului civic cu accent pe realizarea activităților anticorupție, monitorizarea achizițiilor publice, transparență și incluziune socială. Felicitări! Și încă un certificat de grant merge către Asociația Obștească Comunitatea pentru Advocacy și Politici Publice Watchdog MD din Chișinău. Organizația are misiune sporirea rolului societății civile în procesul de elaborare și aprobare a politicilor și informarea corectă a publicului larg și instituțiilor interesate privind situația de facto din Republica Moldova. Felicitări! Aici se încheie această categorie, vă mulțumim și cred că a fost o plăcere să-i vedem și să-i cunoaștem. A acționa la singular implică un efort considerabil, dar a acționa prin solidaritate, în unison, este o dovadă de putere prin unitate. Un bun exemplu în activism îl reprezintă Platforma pentru Egalitate de Gen, o rețea informală din care fac parte în prezent peste 36 de organizații ale societății civile, activiști și activiste care lucrează pentru a promova agenda egalității de gen în țară.
Din 2014, UN Women a sprijinit înființarea platformei și aceasta a jucat în continuare un rol critic în susținerea adoptării cotei de 40% pentru gen și este în prezent o voce puternică în combaterea sexismului și a violenței împotriva femeilor. Cu o intervenție valoroasă despre perseverența și importanța lucrului în rețea pentru un scop comun, o invit în continuare pe doamna Nina Lozinski, secretară generală a Platformei pentru Egalitate de Gen. Mulțumesc mult! Mi-am pregătit speech-ul, dar după așa onorare și apreciere, cred că e cazul să vorbesc așa de la sine. Mulțumesc mult pentru invitație și Platforma pentru Egalitate. Eu am să reprezint vocea board-ului și în general a platformei. Sunt secretara generală la Platforma pentru Egalitate de Gen și apreciem foarte mult efortul UN Women și ambasada Suediei în ceea ce face în a consolida organizații societății civile de a deveni o voce puternică pentru a milita și a promova violența, prevenirea violenței împotriva fetelor și a femeilor și egalitatea, asigurarea egalității de gen în toate sferele vieții. Dar este adevărat, noi am început în 2014 cu 9 organizații care ne-am propus să devenim acea voce și să milităm pentru egalitate de gen și în primul rând în 2014-2015 a fost cota de gen și reprezentarea echitabilă. În 2021 suntem 37. Am reușit să obținem mai multe, am reputinit nu cu eforturi simple, dar unificat și unificat este într-adevăr crucial pentru noi, pentru că când mergi de unul singur într-o luptă, ai slabe șanse să obții ceva, dar când mergi împreună cu mai multe camarade, cu siguranță rezultatele sunt pe măsură și rezultatele noastre nu sunt doar cota de gen, dar și concediu paternal, este pedeapsa sau sancționarea limbajului sexist, am adus pe agenda publică subiectul violenței împotriva femeilor în alegeri, ca formă inclusiv prin combaterea discriminării și sexismului în discursul public și multe alte la care lucrăm. Dar cel mai important, ceea ce mă inspiră acum, fiind alături aici, este că este cumva de lucru mult mai mult, dar și avem camarazi care se alătură acestei lupte și eu tare sunt bucuroasă pentru acest lucru, inclusiv prin faptul că vocea societății civile trebuie să fie auzită la nivel local și la nivel național. Este lucru cel mai important. Iar domeniul egalității de gen este unul de importanță majoră, inclusiv pentru societatea civilă. Cum putem să ajungem să soluționăm această problemă? Este inclusiv pentru a ne aduce în ordine politicile noastre interne. Deseori când mergem la dialog cu autoritățile publice locale, centrale, ne spune, dar voi faceți lucrul ăsta la voi în organizație? Și bineînțeles că primul rezultat răspundem că noi facem ordine inclusiv la noi în organizație și mergem cu bune practici la voi. Respectiv, urez succes în acest moment să asigurați egalitatea de gen în proiectele, produsele voastre și bineînțeles să deveniți acele voce de reprezentare a fetelor și femeilor la nivel local și național. Noi, Platforma pentru Egalitate de Gen, suntem aici să vă oferim acest suport. Nu știu, dacă să împărtășim din experiența noastră, dacă aveți nevoie și, bineînțeles, vă vrem alături, camarați și camarate, în lupta noastră pentru egalitatea de gen în toate sferele. Vă urez succes, felicitări celor 17 organizații și, în special, celor 6 din domeniul femeie și guvernare, liderism și guvernare. Mulțumim și apreciem partenerilor noștri care au avut încredere și tot timpul ne este alături în UN și ambasada Suediei, în care împreună ne susțin în ideile noastre năstrușnice uneori, poate uneori mai complicate, dar ne sunteți alături pentru a deveni mai buni, a face societatea din Republica Moldova prietenoasă fetelor și femeilor. Mulțumesc și succes tuturor! Vă mulțumim, doamna Lozinski! Organizațiile locale ale societății civile joacă într-adevăr un rol crucial în furnizarea de servicii complete și directe, fie acestea sociale, economice, juridice și psihologice, femeilor supraviețuitoare ale violenței. UN Women s-a angajat astfel să contribuie la consolidarea în continuare a sectorului societății civile din Republica Moldova și să acționeze nemijlocit în privința acestei probleme. Pentru a avea competențe organizaționale, operaționale și a integra holistic o dimensiune de gen în activitățile și strategiile lor de zi cu zi, atât cât și pentru a acționa ca o voce unică în fața autorităților și a oferi servicii esențiale calitative, femeile și femeilor și fetelor supraviețuitoare ale violenței de gen, în continuare va fi premierea acestui program dedicat eliminării violenței împotriva femeilor și fetelor. Astfel,
Le felicităm sau îi felicităm pe reprezentanții acestor organizații, dar mai întâi invit în calitate de gazde care vor premia aceste organizații pentru înmânarea certificatelor pe Dominica Stoianovska, reprezentantă de țară UN Women, și Neghina Zizov, coordonatoare programe UN Women. Le invit aici să ne ajute cu ceremonia de premiere și în continuare ne pregătim să-i cunoaștem sau să le cunoaștem pe organizațiile și reprezentanții acestor organizații câștigătoare. Așadar, în domeniul de impact eliminarea violenței împotriva femeilor și fetelor, au fost desemnate câștigătoare organizațiile. Aplauze pentru Asociația Obștească Institutul pentru Familie și Inițiative Sociale, IFIS. Organizația acționează pentru a îmbunătăți bunăstarea copiilor și a familiilor prin acordarea de consiliere și psihoterapie familiilor care au nevoie de persoane cu experiență traumatice, inclusiv afectate de violență domestică. Totodată, această organizație este și membra Coaliției Naționale Viața fără Violență în Familie. Felicitări! Desemnată câștigătoare este și Asociația Obștească Jenski Inițiativă. Organizația are ca scop protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale tinerilor, femeilor, contribuind la o societate democratică bazată pe drepturile omului. Acest ONG este membru al Coaliției Naționale Viața fără Violență, precum și al Platformei Transnistrene pentru prevenirea violenței domestice și promovarea drepturilor femeilor. Felicitări! Asociația Obștească Stimul este invitată în continuare. Organizația oferă asistență directă supraviețuitoarelor violenței bazate pe gen. Din 2016, serviciile psihologice, juridice și sociale pentru victimele violenței domestice sunt furnizate în cadrul Centrului de Consiliere pentru Îngrijire de Zi. Începând cu 2018, Centrul de Corecție a Comportamentului Autorilor de Familie a fost stabilit și acreditat chiar de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Felicitări! Se invită în continuare Centrul de Resurse pentru Tineret Dacia. Fiind înregistrată în 2007, organizația este membra Coaliției Naționale Viață fără Violență în Familie și misiunea ei este de a elabora, implementa și promova politici, strategii și activități care vizează îmbunătățirea calității vieții tinerilor. Felicitări! Se invită în continuare Asociația Obștească Centrul de Caritate pentru Refugiați. Fiind înregistrată în 2010, centrul are misiunea de a facilita integrarea refugiaților și a solicitanților de azil în Republica Moldova prin activități sociale, creșterea autosuficienței, integrarea în comunități noi și creșterea toleranței. Felicitări! Încă o organizație câștigătoare în acest domeniu este Asociația Obștească a Parajuriștilor din Republica Moldova. Asociația Națională, fondată în 2017, acționează în regiunile rurale, fiind primul punct focal pentru femeile supraviețuitoare ale violenței în bază de gen și persoanelor cu risc de violență. Aceasta joacă un rol important în identificarea și trimiterea acestora către ceilalți actori din sistemul de asistență și protecție al Moldovei. Felicitări! În continuare, invităm reprezentanții Asociației Obștești Change for a Better Life. Asociația este creată în aprilie 2006 și este activă în domeniul socioeducativ, având misiunea de a îmbunătăți calitatea vieții membrilor comunității aflați în dificultate, cu risc de marginalizare și excludere socială. Felicitări! Emoții de bucurie, vă mulțumim gazdelor, Dominica și Neghinei, vă mulțumim pentru înmânare și vă rugăm să luați loc în sală.
Chiar dacă astăzi oferim granturi organizațiilor pentru dezvoltarea instituțională, credem cu tărie că prin avansarea instituțională vom putea susține voci mai puternice și respectiv rețele mai consolidate. Un exemplu de o astfel de platformă este Coaliția Națională Viața Fără Violență în Familie, o platformă neformală constituită din 23 de organizații și instituții publice care activează în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie. Membrii Coaliției Naționale acordă consiliere, asistență juridică primară și calificată, suport psihologic și social, plasament victimelor violenței în familie. Coaliția Națională promovează drepturile și interesele victimelor violenței în familie prin inițiative de advocacy, sensibilizarea publicului și a autorităților, susținerea și oferirea serviciilor la nivel de comunitate. Cu mai multe detalii despre munca și rezultatele acestei coaliții, cât și rolul membrilor acestora, este invitată în continuare doamna Veronica Teleucă, coordonatoarea Coaliției Naționale Viața Fără Violență în Familie. Doamna Veronica, vă rog! Bună ziua tuturor! La fel ca și Nina, mă gândeam, am structurat un speech în cap, dar cumva s-a schimbat pe parcurs retorica. Da? Eu am scris cuvântul recunoștință și probabil asta simt acum, recunoștință în primul rând față de partenerii noștri, față de Ambasada Suediei și UN Women Moldova, recunoștință față de colegii noștri din Platforma Egalității de Gen, recunoștință față de colegii care lucrează cu femeile și cu fetele, nu neapărat victime ale violenței, dar aflate în situații de vulnerabilitate, cu un risc mare de a nimeri în violență, și recunoștință, evident, pentru colegii mei, 5 organizații din coaliție, Resonance, Interaction, scuzați, Женска инициатива, Дача, Стимул и ИФИС. Pentru că ei sunt cei care lucrează la direct și cunosc cel mai bine problemele practice ale femeilor și fetelor, copiilor, familiilor acestora care trec prin situație de violență. Noi suntem 23 de organizații, suntem o coaliție probabil dar unica coaliție care lucrează țintit pe segmentul prevenirii și combaterii violenței. Avem organizații începând de la nord, din Ocnița și terminând cu Cahulu, inclusiv 3 organizații din Transnistria, cum am spus, Interaction, Resonance și Женска Инициатива. Și acordăm un spectru mare de servicii. Pe lângă faptul că acordăm servicii și noi punem accent pe calitatea serviciilor, evident, facem și advocacy la diferite niveluri, la nivel local, la nivel central, ceea ce facem acum, încercăm să stabilim din nou o colaborare cu autoritățile care au fost investite în funcție, dar facem și advocacy cu partenerii de implementare și donatori. Și aici vreau să remarc un lucru. Organizațiile pentru femei cunosc cel mai bine, cum a spus și Dominica, necesitățile oamenilor cu care lucrează. Și de asta cred că unul din standardele care este necesar de fiecare dată de luat în considerare este ca aceste organizații pentru femei să fie implicate la ceea ce ține designul programelor de finanțare sau programelor de susținere. Pentru că noi nu vorbim, și de fiecare dată vreau să menționez acest lucru, noi nu vorbim doar despre finanțare, noi vorbim despre o colaborare în care se încadrează inclusiv finanțarea. Și asta apreciez foarte mult la partenerii noștri, la UN Women și la Ambasada Suediei, că am fost implicați la ceea ce ține proiectarea sau designul programelor. Pentru că noi cunoaștem care sunt necesitățile noastre. Noi cunoaștem care sunt necesitățile oamenilor cu care lucrăm. Și a doilea standard sau a doua etapă este să fim implicați în implementare, în evaluare, monitorizare și follow-up mai departe. Și asta, iarăși, vreau să menționez că este pentru noi o bucurie să vedem că aceste standarde și aceste necesități sunt luate în calcul la fiecare etapă. Unul din programele noastre din coaliție
este dezvoltarea instituțională a organizațiilor membre. Pentru că noi, ca și coaliție, ca și rețea, ca și mișcare pentru drepturile femeilor, suntem puternici atât timp cât fiecare organizație este puternică. Și ăsta este unul din valorile noastre sau unul din principiile noastre de lucru, acceptarea diferențelor. Organizațiile sunt diferite. Evident, sunt contexte diferite, au avut un parcurs istoric diferit, dar lucrăm pe faptul că backup-ul sau ceea ce este în spate, care nu se vede, bună guvernare și transparență să fie asigurată. Pentru că noi, în cazul dat, ca și coaliție, vom funcționa ușor, toate procesele de lucru vor fi ușoare. Vom colabora bine, vom avea o înțelegere comună a multor procese de lucru. Respectiv, noi avem acum două nivele, practic, consolidarea instituțională a coaliției și lucrăm pe partea asta, pentru că una din valorile coaliției este transparența și buna guvernare și asta ne străduim să o asigurăm la orice etapă și la orice nivel și în orice fel de comunicare și dezvoltarea instituțională a organizațiilor noastre, care, cum a spus cineva mai devreme, lucrul ăsta atunci când ești preocupat permanent și ești aproape de oameni, este lăsat undeva în spate, da? Și noi nu avem nici timp, nici energie, nici bani și de multe ori nici capacități să recunoaștem, să înțelegem ce trebuie să facem, care este prioritatea înaltă, care nu, care este acum la moment mai urgentă. Plus, m-am bucurat să aud încă o dată pe Duminica la început, când a spus despre una din valorile Young Women, feminismul. Și aici noi suntem la fel, una din valorile noastre a coaliției este feminismul. Ce înseamnă acest lucru? Suntem aproape de femei. Suntem aproape de acele femei și de acele organizații de femei. Unde sunt ele la moment? Dacă sunt într-o situație mai vulnerabilă, dacă sunt într-o situație unde dezvoltarea lor organizațională trebuie întărită, noi suntem acolo unde sunt ele. Și altă valoare este solidaritatea și susținerea reciprocă. Și noi în coaliție asta ne străduim să o facem. Să ne susținem reciproc, să acceptăm diferențele noastre, să nu lăsăm loc concurenței, să discutăm, să vorbim, să negociem, pentru că noi suntem puternici împreună când suntem împreună. Asta am vrut să spun. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Cred că aici mai mult pot să spună colegii mei din coaliție la care țin foarte mult. Și la fel, cred că vom avea ocazia să împărtășim experiența cum merge implementarea acestor granturi, pentru că eu sunt aproape de fiecare de organizație și știu provocările și planificările și ce-și doresc și ce rezultate așteaptă. Eu sper să ne vedem atunci când vom discuta despre rezultate, pentru că rezultatele nu vor fi finalizate atunci când se va opri această finanțare. Noi vom merge mai departe pentru că asta este doar un start. Și atunci când pui bazele, fundamentul unei case sau fundamentul unei organizații foarte bine, lucrurile pornesc, lucrurile merg și merg în direcția corectă. Eu vă mulțumesc încă o dată, mulțumesc echipei Young Women pentru invitație, pentru deschidere. Eu țin minte foarte bine cum noi am început discuția despre dezvoltarea instituțională și apreciez încă o dată eforturile și receptivitatea voastră de a fi alături de noi pe anumite componente care nu sunt tradiționale, cum ar fi, de exemplu, dezvoltarea instituțională. Și, respectiv, mulțumesc și ambasadei Suediei de fiecare dată și pentru deschidere și pentru susținere. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Teleucă! Trecem la următorul domeniu în care avem câștigători de granturi. Pe măsură ce lupta împotriva HIV și SIDA a trecut de la un răspuns de urgență la un răspuns pe termen lung, rolul organizațiilor societății civile, inclusiv al organizațiilor comunitare, în prevenirea, îngrijirea și combaterea SIDA, implică eforturi de sprijin și mai importante. Societatea civilă joacă un rol critic în advocacy pentru soluții HIV și SIDA și în furnizarea de servicii. Fără societatea civilă ar fi disponibile mai puține servicii pentru populația cheie la nivel local. Experiențele de dezvoltare, mai ales, arată că răspunsurile comunității la HIV duc la rezultate pozitive asupra sănătății, stimulează reziliența comunităților și sunt rentabile. Astfel, incluziunea societății civile la toate nivelurile de răspuns la SIDA asigură abordări bazate pe drepturi și centrate pe oameni. Iată de ce sprijinul acestor organizații este esențial, mai ales asigurând integrarea holistică a dimensiunii de gen în activitățile și strategiile lor, strategii,
strategiile pe care le au de zi cu zi. Astfel, felicităm și invităm să ne onoreze în scenă reprezentanții sau reprezentantele organizațiilor desemnate câștigătoare în cadrul domeniului HIV și gender. Pentru înmânarea certificatelor, le invităm pe Svetlana Plămădeală, manageră de țară UNAIDS Moldova, și Svetlana Andrieș, specialistă programe UN Women. Și așa cum certificatele de grant sunt gata deja, invităm în scenă să-și ridice acest certificat de grant Asociația Obștească Trinity. Organizația activează în domeniul sănătății publice și al protecției sociale a cetățenilor și și-a început activitatea în 2009 pe baza unui grup informal de inițiativă de asistență reciprocă. Trinity lucrează cu reprezentanții ai grupurilor vulnerabile, inclusiv cu femeile care trăiesc cu HIV și fetele care cresc în familii ce suferă de dependență de alcool și droguri. Felicitări! În continuare, este invitată Asociația Obștească Alianz Obștesvennego Zdarovja. Alianța pentru Sănătate Publică a fost înregistrată în 2016 și își desfășoară activitățile în domeniul sănătății publice și al sprijinului social al cetățenilor din grupurile vulnerabile. Felicitări! În continuare, se invită Asociația Obștească Tinerele Femei Cernoleuca. Și ne pare bine să vedem un reprezentant al sexului masculin care vine să ridice acest certificat. Organizația a fost creată în anul 2004 cu scopul de a susține și consolida inițiativele locale ce pot aduce beneficii durabile pentru a dezvolta o societate civilă sănătoasă și democratică. Felicitări! Asociația Obștească Mamele pentru Viață. Fiind înregistrată în 2007, organizația își propune să promoveze o poziție activă în viață, valori și priorități corecte ale femeilor și copiilor afectați de epidemia HIV și a celor care utilizează substanțe psihoactive, oferindu-le sprijin psihosocial. Felicitări! Vă mulțumim ambelor doamne pentru găzduirea acestei înmânări de premii. Doamnelor și domnilor, aici ceremonia de acordare a granturilor mici se declară încheiată. Familia UN Women se extinde astăzi prin fiecare dintre echipele organizațiilor care au fost desemnate câștigătoare ale programului de granturi mici. Însă, dincolo de câștigul acestui grant pentru dezvoltare instituțională, adevărata câștigătoare este societatea acestei țări, care datorită acestui generos program de dezvoltare va deveni mai inclusivă, mai vocală, mai împuternicită să determine dezvoltarea acestei țări. Cu drag de voi, Ana Indoitu, vă mulțumesc pentru atenția oferită și pentru cei care au nevoie de rambursarea cheltuielilor de transport. Sunteți invitați în continuare la intrarea, masa care o vedeți atunci când v-ați înscris. Acolo veți fi asistați cu rambursarea cheltuielilor de transport, dar nu înainte să realizăm o poză comună. Astfel, vă invit în față aici, în scenă, unde vom putea să imprintăm în istorie această zi și aceste emoții. Vă rog să veniți aici, păstrând măștile, desigur, fiind încă în interiorul universității. Poftim? Și, cu siguranță, această paletă întreagă de emoții va putea fi împărtășită și discutată la o pauză de cafea care va încheia acest eveniment. Respectiv, după poza comună, vă simțiți confortabil să faceți networking.